S-a propus urgentarea semnării unui memorandum între Guvernul Republicii Moldova și la României prin reprezentanții săi, care se referă la utilizarea sistemelor antigrindină la Cotar. Pare straniu, dar în acest domeniu avem aceeași legislație din perioada sovietică, nu putem utiliza sistemele antigrindină la Cotar și din acest motiv ați văzut săptămâna trecută care au fost daunele provocate de calamitățile naturale. Noi, ca și deputați, punem presiune pe guvern ca să fie urgentat semnarea unui memorandum ca o soluție pentru depășirea acestei situații.